Savolo își lovește din nou, după ce a dezvăluit în exclusivitate pentru CanCan, care are o relație cu manelistul Lele. Aceasta și-a arătat tatuajul. Vedeta de la Puterea Dragostei și fosta iubită a lui Bogdan Mocanu i-a făcut un cadou de neuitat manelistului. Pe data de 14 februarie, cuplurile sărbătoresc Sfântul Valentin și își fac cadouri. De la flori, ciocolată, excursii și bijuterii, toate par infime în comparație cu ce a făcut Andra Voloș pentru iubitul ei. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a mers, de pe 13, la salonul de tatuaje, hotărâtă să pună amprenta lui Lele pe corpul ei pentru eternitate. Bucuroasă din cale afară, le-a arătat și fanilor de pe rețelele de socializare că pregătește o surpriză de proporții pentru manelist, dar n-a vrut să le arate și rezultatul. După cum bine știți, în ultima perioadă sunt cam îndrăgostită și, de ziua îndrăgostiților, m-am gândit să fac o nebunie, așa că urmează să fac ceva drăguț. Vă las pe voi să descoperiți ce scrie acolo și da, o fac cu suflet și dragoste pentru că asta simt să fac. Vă pup, a spus Andra Voloș pe TikTok. Pentru CanCan, Andra Voloș a făcut o excepție, dorind, probabil, să-i arate lui Lele iubirea chiar prin intermediul site-ului care le-a deconspirat povestea de amor. Așadar, vedeta de la Puterea Dragostei le-a arătat, în premieră, tatuajul de pe gât. În negru și roșu, Andra Voloș i-a scris declarația de dragoste lui Lele pe gâtul ei, punându-i numele de familie și o inimioară. Să fie un semn, urmează oare ca fosta lui Bogdan Mocanu să-și încalce promisiunea și să uite de cei 10 ani fără nuntă pentru manelist. Orice ar urma, fiți pe fază chiar aici că vom afla totul, curând. Dacă ți-a plăcut materialul nostru și vrei să ne lași un comentariu, te așteptăm în secțiunea de comentarii, dar nu uita să ne dai un like și să te abonezi. Îți mulțumim!